Ministerul Sănătății a repartizat Direcției de Sănătate Publică mii de doze de vaccin împotriva rujeolei, orionului și rubeolei. Substanța imunizantă lipsea de mai bine de o lună de zile din depozitul Direcției de Sănătate Publică Olt și din cabinetele medicilor de familie. Depozitul antiepidemic al Direcției de Sănătate Publică Olt a intrat un număr de 5.442 de doze de vaccin împotriva rujeolei, rubeolei și orionului, atât pentru desfășurarea microcampaniei de rutină a lunii iunie 2018, cât și pentru recuperarea restanțierilor. Cantitatea existentă este acoperitoare pentru recuperarea tuturor restanțierilor, cât și pentru desfășurarea în condiții optime a campaniilor de vaccinare conform calendarului până la sfârșitul anului 2018. Câteva sute de copii din județ fac anual rujeolă. Mare parte sunt copiii neimunizați sau care au fost vaccinați cu mare întârziere. Din fericire, având în vedere contagiozitatea acestei boli, autoritățile au reușit să gestioneze bine aceste cazuri pentru a nu avea focare mari. De la începutul anului 2018, la nivelul județului Olt, au fost înregistrate 88 de cazuri de rujeolă, confirmate cu laboratorul din cadrul Institutului Cantacuzino București. Toate cazurile au fost izolate în secțiile de boli infecțioase din Spitalul Județean de Urgență Slatina, Spitalul Municipal Caracal, cât și alte spitale de profil din țară. În general, rujeola are o evoluție ușoară spre medie. Cu toate acestea, este considerată boala eruptivă care se soldează cu cele mai multe complicații. Printre acestea se numără suprainfectarea la nivelul sistemului respirator, afectarea inimii, declanșarea de conjunctivite purulente, stomatite, otite și chiar encefalită.